Viața este frumoasă dacă o trăiești din plin, dar câteodată se abat și unele așa obstacole în ceea ce privește sănătatea. La un moment dat am întrerupt activitatea, lipsându-mi cancer mamar, stadia a doua. Am trăit niște clipe depresive. Am trecut chimii, am trecut radioterapii, dar până în ziua de astăzi sunt în viață. Datorită tăriei de caracter, că trebuie să trăiesc alături de cei dragi. Este o pacientă vindicată și vreau să le cunoască toată lumea că ele, pacientele acestea supraviețuiesc, au o calitate bună a vieții, sunt absolut integrate social și din cauza aceasta ele chiar merită să fie văzute și auzite. După părerea mea, este un exemplu pentru mai multe pacienți, pentru toate pacientele care vin la medic-oncolog. Circa, deci 5-6 ani de când ne cunoaștem, a fost stabilit diagnosticul de cancer. S-a efectuat un diagnostic amplu și un tratament complex. Un tratament complex include chimioterapie, tratament chirurgical, chimioterapie postoperatorie și radioterapie. Doamnele trecut cu brio. Recunoștința este fără limită din partea mea pentru sufletul care l-a depus, pentru cumpătarea, calmul dumneiei, calmul de a vorbi, de a încuraja și poate datorită medicului care a fost în preajma mea și doamnei Sochirca, sunt și acum vie și plină de energie. Aș vrea tuturor doamnelor să le spun să ducă evidența și consultarea la medic permanent, adică o dată în an, dar totodată atunci când apare această situație, să zic așa dură, nefastă, nu trebuie de lăsat mâinile în jos. Medicina în ziua de astăzi este foarte avansată și noi putem numai prin tărie, prin energia noastră și pentru atitudine de a trăi, putem să depășim această situație dificilă. Pacientul oncologic, pacientul cu cancer mamar, este o pacientă care supraviețuiește și care trăiește o viață obișnuită atunci când face totul la timp și într-un volum de plin. În ziua de astăzi, în Republica Moldova, sunt înregistrate circa 10.000 de paciente supraviețuitoare. Imaginați-vă cum arată capacitatea stadionului Dinamo de la noi din oraș. Tot stadionul plin cu pacienții care au supraviețuit cancer. Deci este o cifră destul de mare. Apelul meu pentru pacienți, pentru toată populația ar fi oricare femeie de la vârsta de 18-20 de ani vizitează regulat medicul mamolog. Fiindcă patologia respectivă în stadiile incipiente practic este aclinică. Cu cât mai degrabă se depistează patologia, cu atât mai puțin agresiv este tratamentul. Și cu atât mai mare este supraviețuire și cu atât mai bună este calitatea vieții. Deci, unica soluție de a rezolva problema cancerului mamar este un control profilactic regulat.